și am revenit. Și cum spuneam, Andrei, înainte să terminăm cu doamna Carmen, când vorbești de karmă, dacă noi ne-am gândit la locuri frumoase, la oameni frumoși, am atras așa o karmă pozitivă și energie. Cum acționează karma? Da, vorbeam înainte de pauză de cum acționează ea. E, iată că noi ne-am gândit la locuri frumoase, la oameni frumoși, la peisaje spectaculoase, da? Și iată, ni se întâmplă în această seară, alături de noi, dar nu aici în platou, ci pe videoul, alături de Bianca, pe care o salutăm, se află dragul nostru, unul dintre regii folcului românesc, domnul Ducu Berții, pe care îl salutăm. Bună seara, bună seara, da, bună seara, noștri, bună seara, bună seara, Bianca, te pupăm! Frumoasă ca întotdeauna. Unde ai ajuns, Bianca? Dragii mei, așa cum ați spus și voi, mă aflu alături de domnul Ducu Berții, căruia îi mulțumim că ne-a primit. Tocmai s-a terminat concertul dânsului și l-am prins așa pe picior de plecare, tocmai ce a coborât de pe scenă. Bună seara. Bună seara, bună seara, Majda, bună seara, Andrei. Bună asta seara cu regele e foarte tare, mi-a adus aminte. Am fost la Costinești într-un an acum vreo 15 ani și într-o curte erau adunați foarte mulți. Și a venit unul și a spus că e regele și regina. Și ne-a spus, bun, ce vrea regele? Și a spus, regele nu vorbește, regina vorbește numele regelui. Mi-am adus aminte de treaba asta. A fost o seară superbă la Costine. Domnul Ducu Berții, de-aia este Bianca acolo. Vorbește în numele regelui. Frumos! Exact. Asta am vrut să spun. Mă bucur că sunt la voi în emisiune, mă bucur că sunt aici pe insula asta extraordinară, a lacului Fundeni. M-am simțit nemaipomenit la Family Fest. A fost primul spectacol. A fost prima întâlnire și a mea cu colegii mei pe anul ăsta. Am mai cântat singur așa pe țară vreo două ori. Dar prima dată când ne-am întâlnit, Marius China ne-a adunat pe toți în seara asta aici și ne-am simțit minunat. E un proiect superb. Și noi ne bucurăm foarte mult că v-am prins. Ne bucurăm foarte mult că v-am prins după un moment atât de important, și anume un concert. Pentru că știm foarte bine că un artist după concert este foarte plin de adrenalină, de acea energie pe care publicul o dă către artist. Ai și ne bucurăm dreptate, foarte mult. Foarte bine tu, corect. Așa este. Uite, am vrut să fiu în fața voastră și să intru în direct cu voi, fiindcă trebuia să împărtășesc emoția din această seară. Sigur că după un concert este greu, dar era important să spun că am fost aici, că a început un proiect frumos, la care și eu țin și m-am bucurat că lumea care a fost o lume cu totul și cu totul specială în această seară aici. Au cântat cu mine oameni care iubesc poezia, care iubesc muzica folk. De cât timp nu ați mai fost pe scenă? De o lună de zile, acum o lună de zile am fost, dar am fost singur. E primul concert pe care l-am cu colegii mei pe anul acesta. N-am mai avut încă. E o perioadă foarte, foarte grea, toată lumea știe. Aș vrea să mă plâng foarte mult, fiindcă asta este. Știm cu toții prin ce trecem și ne bucurăm că, uite, măcar proiectul ăsta merge înainte. Au fost foarte multe planuri, foarte multe concerte, foarte multe festivaluri care au căzut. Au căzut toate ca pupicele, din mai, iunie și până acum în iulie. Tot a căzut. Ăsta se ține, Family Fest. E important, e foarte important și trebuie sprijinit acest proiect. Cum v-ați descurcat în toată această perioadă? Ce v-a lipsit cel mai mult? Publicul. Relaționarea cu publicul, cu oamenii. Sunt obișnuit să mă întâlnesc cu oameni, să cunosc oameni noi, să mă întâlnesc cu prieteni, să relaționez cu ei. Lucrul ăsta sigur că mi-a simțit. Și scena, scândura scenei este, dacă nu ai scena, poți să cânti acasă, am cântat, am compus piese, bref. Dar scena este importantă pentru un artist. Cum v-ați văzut cu copiii dumneavoastră? L-am văzut pe Rareș, că era acum câteva minute pe scenă alături de dumneavoastră. Cu Rareș am stat împreună și el ne-a ajutat foarte mult să trecem peste asta. El, fiind foarte conexat cu toate filmele, cu tot, ne spunea toate noutățile. Vă ținea la curent. Am făcut o cură de filme de numai, dar în plus m-a pus și pe bicicletă, fiindcă el, dacă se ocupă cu sport și cu din astea, m-a pus și pe bicicletă. La alimentație n-am respectat ce mi-a cerut el să fac. De ce? Ce vă spunea? Ce recomandări vă făcea? A, are din alea că să nu cu hidrocarbonați, cu nu știu ce, cu, nu mă curca. El spune că nu mănânc sănătos, eu mănânc cum îmi place și bref, asta este, da. Ok. Și cu nepoții?
Cu nepoții nu ne-am văzut în perioada de pandemie, nu ne-am văzut. Nici Paștele nu ne-am făcut împreună. Dar bănuiesc că acum v-ați văzut după ce s-a mai sigur, ridicat sigur, restricțiile. Sigur că da. Dar de Paști noi stăm la nici un kilometru, 800 de metri casele și am făcut fiecare Paștele separat. Foarte bine. Am avut grijă și de ei și de noi și de tot. Acum sigur că mă văd cu ei și mă bucur de lucrul ăsta. Cum vă înțelegeți cu ei? Cum îi răsfățați? Ce vă cer? Ei știu foarte bine. Când apar eu, începe joaca. Cu bunica sa e mai strictețe, cu maica sa e strictețe. Când vin eu, e clar, din momentul ăla începe, sunt alte reguli. Și mie mi se spune că, uite, nu mai putem să-i stăpânim. Eu sunt de vină, sigur. Cu soția, cum v-ați înțeles? Știți că se spune că în pandemie a crescut numărul divorțurilor pentru că soțiile au început să se certe cu soții și așa mai departe. În cazul dumneavoastră, cum a fost? Nu, n-am avut niciun fel de problemă. Nu. N-am avut. Nici, deci ați fost îngăduitorii. Absolut. Nici cu ea, nici cu Rareș, și am fost foarte ok. Toți trei am știut să le dozăm energiile în acest sens. Să fie numai energii pozitive. Exact. Am căutat. Nu ne-am uitat toată ziua, bună ziua, la știri, decât în momentele importante. Și restă filme. Filme, muzică. Ascultam muzică, am ascultat foarte, foarte mult. Am descoperit un post străin cu o muzică excepțională. Nu dau nume. E foarte, foarte calumă. Și m-au ajutat lucrurile astea. Plus m-am ocupat și de piesele mele. Da, am auzit că ați povestit și pe scenă că ați lansat o piesă acum în pandemie, ca să putem să trecem mai repede peste această perioadă. Ce planuri aveți acum pentru vara aceasta? Mi-e foarte greu să spun. Eu am multe planuri, sper să iasă. De săptămâna viitoare merg spre munte, undeva în zona Toplița. Acolo e un festival care se va ține doar vreo două zile în loc de patru. După aceea mă duc în Maramureș să pregătesc festivalul Gala Floare de Colț. Gala mea, eu o fac de 8 ani la Sighet, e a 8-a ediție anul acesta și sigur se va ține. Mai fac o pauză, mă duc până la Cluj, am acolo un concert la începutul lunii august și după Gala Folk mai am niște concerte în București și în țară. Puteți să ne fredonați puțin din ultima piesă pe care ați lansat-o acum în pandemie? Ca să o audă și cei de acasă care nu au avut ocazia să vă audă în această seară pe scenă. Da. Astăzi e o zi cu soare, nimic rău nu se va întâmpla. Vom uita de toate, fiindcă este ziua ta. În ultima zi cu soare, așteptând o ploaie grea. Vom uita de toate, astăzi este ziua ta. Foarte frumos, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim. Și vă așteptăm și în platou. Cu mare drag. Da? Vă îmbrățișez cu drag, să vă mulțumim, Bianca, mulțumim, Ducu Berții. O plăcere întotdeauna să vă vedem. Și vă așteptăm aici, chiar la noi, în platou, să vă vedem live, să cântăm live și să ne bucurăm de dumneavoastră. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Vă mulțumim și o seară minunată. Mulțumim, Bianca. Noi luăm o scurtă.